Electronicii joacă un rol important pentru creier. Și aici aș spune că în perioada aceasta de vară, consumul de silazit, silazitul este un fel de rășină, un fel de rășină crește în zona asta India, Pakistan, Mumiu. Se prepară, are un efect fantastic de bun, se prepară, se încălzește apa la 40 de grade, se ia Cam atâta, o granulă cam așa de mare, și se uh, dizolvă ușor, ușor în acel litru de apă și se bea peste zi. Este fantastic de bun pentru minte, pentru creier. Claritatea mentală în perioada în care noi nu bem apă, uh, e dificil pentru că ne bând apă nu vom avea suficient electroni. Și atunci, având electroni, nu vom avea o claritate mentală. De aceea, oamenii care traversează această perioadă și lucrează cu activatorul celular și cu stimulatorul vagal, trec foarte ușor peste perioada aceasta fără să se plângă de căldură. Beau dimineața la prânz și seara un um, pahar de 500 de ml, 300 de ml de apă cu lămâie și de multe ori în obiceiul lor au obiceiul de a face periazul limfatic. Și când faci periajul limfatic, bine, dacă lucrezi cu dispozitivul de curățare linfatică, electrică, da, a dat drumul la aerul condiționat în interiorul corpului. Și acum când vorbesc cu dumneavoastră, mâinile mele sunt foarte reci și frunta este foarte rece și corpul este foarte rece. În perioada de iarnă este invers. Deci avem un sistem, sistemul linfatic, care manifestă această parte a homeostaziei de reglarea temperaturii. Dar manifestă această parte a temperaturii dacă noi îi dăm suficientă apă și nu orice apă. Nu orice apă. Aici este o problemă. Și vom discuta și despre asta. Deci, când noi vorbim de toate aceste aspecte mentale, se anume energie, claritate mentală, memorie, starea de spirit să fie stabilă, concentrare, o stare de bine a creierului, să nu avem presiune, atunci noi vorbim despre efectul apei, o apă de calitate pe care noi să o consumăm.